Temutul interlop Costica Argint ar putea ieși azi din închisoare, o spune instanța de judecată din Focșani, care a hotărât eliberarea condiționată în cazul bărbatului acuzat de ultraj contra bunelor moravuri. Flaviana Marcu are amănunte. Flaviana, cum de s-a ajuns la această decizie? Se pare că pedeapsa a fost executată, iar în urmă cu câteva zile, Costica Argint a reușit să convingă instanța că a petrecut suficient timp după gratii. Avocații săi au cerut eliberarea condiționată și pentru că nu a fost depus niciun recurs, există șanse ca Argint să iasă din închisoare chiar astăzi. Costica Argint a intrat în atenția polițiștilor în urmă cu 14 ani, atunci când a distrus mai multe bunuri și a rănit două persoane într-un bar dintr-o comună vrânceană. În timpul procesului a reușit să fugă în Italia, unde a obținut și azil politic. Autoritățile italiene l-au arestat totuși la sfârșitul anului 2009 și l-au condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, dar l-au trimis înapoi în România sub forma unei extrădări temporare.